Bun găsit! Sunt Blonda de la Meteo, cea mai în măsură să vă prezinte vremea și vremurile. Se anunță zile cu soare pentru fotbalul din România, căci zarurile au fost aruncate. Victor Pițurcă a plecat de la echipa națională. Satana a declarat că mai bine antrenează căminele din Arabia Saudită decât gloabele din naționala României. Sfatul microbistului pentru președintele FRF. Domnul Burleanu, după era Pițurcă, n-ar strica o sfeștanie prin vestiarul echipei. Or băieții vin deja aghesmuiți înainte de meci. Acu, să nu ne înțelegi greșit, și în locul lui Satana să ni-l aduci pe tata Puiu, pupătorul de icoane. Păi ce facem aici? Scăpăm de dracu și dăm de taso? În plină campanie electorală, plouă cu promisiuni. Bună oară, ministrul delegat pentru buget, Darius Vâlcov, promite accize mai mici, susținând că e posibil ca de la anul această suprataxă să nu mai depinde de euro, ci de leu. Hai să fim serioși, domnul ministru delegat. Acciza nu depinde de euro și nu va depinde nici de leu, ci doar de foamea de bani a guvernanților. Nori negri în relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Ungaria. Yankei au interzis unor oficiali guvernamentali maghiari intrarea pe teritoriul SUA pentru, cităm, atingere adusă intereselor americane. Te pomeni că sătui să mai revendice Transilvania, tovarășii lui Victor Orban or fi revendicat Pennsylvania. Până săptămâna viitoare, țineți minte, vremea e ca diplomația maghiară. Brrr, te ia cu friguri.